În municipiul Hunedoara continuă lucrările de extindere a rețelei de alimentare cu apă și canalizare, instalații de pompare și reabilitare stradală. După ce în ultimii 2 ani au fost finalizate contractele subsecvente 1 și 2, prin care a fost reabilitată o suprafață de străzi de aproape 98.800 de metri pătrați în primul contract și o suprafață de străzi de 99.433 metri pătrați și lucrări de apă și canalizare în lungime de 1.330 metri. În cel de-al doilea contract, acest tip de lucrări vor continua cu alte 2 contracte subsecvente. Astfel, prin contractul subsecvent 3, se vor reabilita străzile Prutului, Batiz, Ștrandului, Intrarea Lanului, Arenei, Barbu de la Vrancea, Spicului, Vlahuță, Pinilor, Trandafirilor, Bulevardul Rusca, strada Pescărușului, Bulevardul Corvin și străzile adiacente, dar și strada Cloșca. Trebuie precizat că valoarea acestui contract este de aproximativ 32.400.450 de lei, iar investiția se realizează cu fonduri de la bugetul local. Lucrările de reabilitare a acestor străzi au început deja. Astăzi s-au efectuat lucrări pe strada Arenei spre mulțumirea localnicilor. Da, suntem foarte mulțumiți. Vedeți că era nevoie de aceste lucrări? Da, era nevoie, da. Ce-i frumos și ce-i bine, nu? Era nevoie de așa ceva aici? Cred că da. Că pe multe spături au fost. Da. Spre lucrurile care se fac în Păi, bine, foarte bine. Da. Da, mulțumim. Era nevoie de... Da, era foarte mare nevoie. Da? Da. Mulțumim de grijă și de interes. E un lucru foarte bun. Foarte, foarte bun. Ne mândrim cu acest primar. Că se facă și pentru parcări la fiecare apartament, fiecare mașină cu numărul ei și nu avem probleme. Nu, cu atât mai bine. Da? Da, foarte, foarte mulțumim. După finalizarea lucrărilor în cartierele Micro 6 și Micro 7, Bulevardul Corvin va fi transformat în centru pietonal. În ceea ce privește străzile din municipiul Hunedoara, administrația publică locală dorește să realizeze o reabilitare a lor într-o suprafață cât mai mare. Tocmai de aceea a fost gândit și contractul subsecvent 4, prin care se urmărește pe viitor reabilitarea a numai puțin de 15 străzi.